Salutare și bine ați venit la un nou video. Azi vorbim și vă arăt grid și mergem să verificăm ouăle la porumbei, așa că haideți să-i dăm drumul. Da, după cum știți, noi avem o pereche de King. Prin life-uri și prin alea vreau să m-ați tras atenția că le trebuie grid. Eu chiar n-am știut de grid sau noi n-am știut de grid. Pe calea asta vreau să vă mulțumesc. Am fost să-mi cumpăra grid și o să le dăm de azi grid la porumbei. Haideți să vedem. Da, am luat așa o pungă de grid. La pungă de 2,5 kg. Din păcate nu scrie românește pe el, dar scrie pe germană. 17 lei a costat. 2,5 kg, eu zic că e mai mult decât ok. Este produs din Belgia. Haideți să întoarcem și invers să vedem. Da, scrie pe toate limbile posibile. Ce văd aici este până în 21.06.2027 valabil. Așa, haideți să mergem la... Cum am zis, nu scrie deloc, din păcate, pe românește. Sunt tot felul de limbi. Dar bine că știm germana și ne descurcăm. Grid cu piatră roșie și anis. Da, și scrie așa. Hrană de minerale pentru porumbei, grid cu piatră roșie și anis. Ajută la digestie și bunăstarea porumbeilor. Amestecul ăsta este special făcut pentru porumbei. Lăsați că citesc pe ecran și totul invers și mai greu. Este spălat și sterilizat. Ce conține? Conține piatră roșie. Unde sunt? Că eu țin degetul și mă uit altundeva. Conține piatră roșie, scoică, coajă de scoică, coajă de austern. Austern e tot un fel de scoică. Piatră de calc, pietricele de stomac, silex, nu știu ce e, cărbune de lemn, anis 0,2%. Așa, este 98,5% cenușă cărbune din ala, așa, 23% calciu, 0,15% natrium și 0,2% fosfor. Așa, cum se utilizează? Întotdeauna să se pună într-un bol și zilnic să se schimbă conținutul din bol. Deci, na, utilizare foarte simplu. Am aici un bol, o să luăm un bol, o să pun cam așa un deget pe fund, așa de... Ăsta, haideți că îl pun și îl analizăm mai în detaliu. Da, câinii s-au adunat aici în jurul meu, de parcă le dau lor bobițe. Da, și așa arată el, după cum vedeți. Haideți că merg mai aproape, tot felul de coji. Asta, cum pare, e piatra roșie, probabil cărămidă, cum ziceți voi. Mai conține tot felul de pietricele. Mie mi se pare și la Delia sau nouă ni s-a părut ciudat, pentru că ce am văzut pe video că unii produc singuri acasă, este un fel de praf. Voi mi-ați spus iară cărămidă praf, făcută praf. Și noi ce am luat acum este extrem de mare. Adică haideți să vedeți cam despre ce vorbim. Uitați-mă mână cu mâs. Adică na. Plus pe lângă aia, eu nici nu știu dacă aștern mari nu o să le afecteze la gușă, dar mă gândesc că ei știe ce fac, că văd că e pentru porumbei special. Adică, nu fi rău. Haideți că mergem la porumbei să le dăm. Da, și am ajuns la porumbei. După cum vedeți, porumbița stă pe ouă. Porumbelul e acolo sus. Noi avem aici gritul. O să-l pun aici așa undeva lângă mâncare. Ia uitați așa, aici au apă, au mâncarea. Am împins totul mai încolo, un pic să nu fie chiar în ușă. Ia uitați porumbelul ce frumos e. Da, în partea a doua a clipului o să venim la porumbiță, să-i vedem ce-i sub ea. Dar asta vreau undeva să facem mai spre seara, că vreau și să verific în caz că sunt ouăle. Să verificăm și ouăle, să vedem dacă sunt bune sau nu.
Nu vreau să o stresez de două ori, să ne uităm acum și diseară mai o dată. Așa că... Bineînțeles, voi o să o vedeți așa, eu mai am câteva ore de așteptat până să mă bag la ea. Și... Are aici gritul. Deja e curios. Și eu sunt curios dacă... Cum o să fie. Da, deja vrea să vină la mâncare. Și porumbița e curioasă. Ia uitați-o. Stă cu minte pe ouă. Hai să nu-i mai stresăm, că o să-i stresăm de seara destul. Da, ne vedem mai târziu. Da, și mergem și la porumbei. Am ajuns la porumbei. Haideți să vedem. Avem vești proaste. Ia uitați acolo sus. Porumbița a abandonat cuibul. Avem aici două ouă, o să mergem să le verificăm, să vedem ce a fost sau dacă a fost ceva sau nu a fost ceva în ele. Așa că cam asta a fost momentan, cu speranța. După cum am și arătat gritul care l-am luat, grit acum în permanență. Da, vom vedea ce o să se întâmplă pe viitor. Noi o să ne vedem imediat înăuntru, unde o să verific ouăle și o să vedem dacă au fost fertile sau nu au fost, sau dacă s-a dezvoltat ceva în ele sau nu. Sunt tare curios. Cred că și voi, așa că haideți să-i dăm drumul. Acum când le-am scos afară, unul din păcate l-am tortit un pic, dar nu contează că porumbița deja de ieri nu mai stă pe ele, așa că să nu credeți că ăsta aici este din cauza lor și este din cauza mea. Da, haideți să le luminăm și vom vedea ce este. Gâștele se bucură, ia auziți-l. Chiar a făcut o baie. Ele sunt bine, toate animalele sunt bine. Mergem să vedem ouăle. Și am ajuns înăuntru, Delia ne ajută. Ține aici lanterna, haideți că luăm primul ou. Îl punem frumos sus. Se vede. Asta. Da, ou este complet limpet. Zi. Nu să-l mai întorc așa. Nu mă vezi dacă ăla cade jos de le mutăm din oraș? E limpet, complet. Da. Ia-l jos, pune-l pe a doilea. A, și ăsta e limpet, complet. Da, din păcate, ouăle n-au fost fertile. Normal că porumbița a stat pe degeaba pe ou. Bine că le-a abandonat. Vom vedea la tura a doua, dar cred că și prima tură tot așa am pățit. Da, pe data viitoare, după 4-5 zile, o să le verific dacă vedem că avem problema asta. Uitați aici, nu e nimic, 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 nici o benă, nici un absolut nimic. Asta este, vedem data viitoare. Cu imaginile astea vă și las, vă doresc toate cele bune, aveți grijă de voi. Numai bine, ciao, ciao.